pregătiți-vă pentru Retro 2020! Hei, tu, exact, chiar tu, cel care vizionezi, te-ai gândit vreodată cât de repede trece un an? Ei bine, nici eu, pentru că în acest episod o să vă prezint Retro 2020 YouTube, exact. Ce am făcut eu pe YouTube în 2020, pe scurt, într-un singur email, trimis de YouTube prin intermediul Gmail și scuzați că dacă țipă fundal, dacă se aude foarte prost filmarea, dar încerc tot posibilul ca voi să aveți mare parte calitate din partea mea. Și vreau să vă rog să vă luați popcornul, sucul de cinematograf și să urmăriți cu plăcere acest videoclip, pentru că este un videoclip foarte retro. Pentru că la despre vedeți câte vizionări am, foarte multe, mai multe decât am eu pe canal. Și da, încerc scuze pentru că pasarea am postat un videoclip foarte târziu, dar opțiunea a fost aia, pentru că n-am. Dacă voi tot încercați să îmi ziceți, frate, de ce nu mai postez, asta e, încerc și eu să vă mențin acolo. E bine, hai să dăm drumul la vizionare. Ok, deci suntem pe Gmail, unde vedeți că YouTube mi-a trimis în fermător YouTube Creators către mine. Și da, vreau să vă spun că o să încerc să majoritatea chestiilor pe care vreau să zic să le acopăr, adică să vă spun tot ce este mai important pentru voi. Acum hai să vedem ce zice. Octavianica este disponibil rezumatul anului 2020, deci tot ce am făcut din martie sau din când din când m-a apucat anul acesta, gen. În fine, hai să vă spun acum povestea. Octavianica 2020 a dat razna, dar nu a oprit comunitatea YouTube Gaming de a atrage 100 de miliarde de ore vizionate. N-ar fi disponibil fără cele 1244 de minute de conținut încărcate anul acesta. Eforturile tale merită sărbătorite, așa că vom reflecta asupra lor. Hashtag rezumatul anului meu. Și chiar vreau să vă spun că dacă scrieți în comentarii, chiar acum hashtag respectul să apăreți în videoclip. Și adevărat că 1244 de minute de conținut încărcate anul acesta, eforturile chiar merită sărbătorite, adevărat. Merită să apreciați acest videoclip cu un like, pentru că eu chiar am muncit. De la primul meu videoclip până acum chiar am muncit cu editările, am stat foarte unde, deci dacă aș sta să refac videoclipurile de la zero toate, gen să reeditez, cred că aș dormi pe loc, pentru că chiar aș fi foarte obosit. Ce mai important de momente? Ei bine, aici vine partea emoțională, luați-vă șervețelele, pentru că acum o să plângeți. Cele mai importante momente. Se crea canal acum 1253 de zile. Acum 2 ani. Mai țineți minte primul meu videoclip? Uitați-l aici. Deci primul meu videoclip, chiar nu-mi vine să cred. Cum ea cu fiorii, când mă gândesc că trec ani așa de repede, dar nici nu-mi dau seama că deja abonații mei chiar îmi zic, frate, chiar ești tare. Și chiar vă mulțumesc pentru toată susținerea acordată. Pentru asta, sigur o să fac un clip în care le mulțumesc unora care chiar mă susțin. Și dacă vreți să fiți printre aceia care vă mulțumesc, trebuie doar să fiți activi, să fiți fanii mei, să intrați pe Discord. Bine, nu, Discord nu e neapărat obligat, dar să fiți în general fanii mei și să chiar să mă apreciați, pentru că astfel nu putem să reușim foarte multe chestii. De la primul videoclip încărcat și până acum, fanii tăi ți-au apreciat conținutul de 1449 de ori, deci, wow, este mai mult decât credeam eu. Aproape că chiar mi-e să plâng, pentru că chiar mi-amintesc primele mele like-uri, primii abonați, deci, să zic, momente de alea retro, de zici că sunt anii 70, pe bun, așa mă simt. Comunitatea ta crește, spectatorii au postat 2654 de comentarii, o, Doamne! Deci, suma asta de comentarii cred că au numai youtuberii mari, gen, hai să nu zic cine, că, pentru că nu e frumos. Și ți-au distribuit clipul 282 de ori, chiar vă mulțumesc. Vă rog frumos să distribuiți acest videoclip la toți, la prieteni, la rude, ca să se aboneze așa, ca să aveți noi comunitate cât mai solidă. Și chiar vă mulțumesc, aici chiar mai am cuvinte, îmi tăiați cuvintele voi.
Și da, chiar vă mulțumesc pentru că ați distribuit videoclipurile mele. 2020 cuantificat. 2020 a fost anul tău. Anul acesta a atras 195 de abonați și 7984 de vizionari noi. Adică 195 de abonați, deci din martie, pentru că a fost carantina, n-am avut ce să fac și a trebuit să fac YouTube. Și chiar vă mulțumesc pentru că chiar am crescut super mult de la foarte mulți abonați, adică eu la primii mei 100 de abonați chiar eram foarte fericit, înotam în piscină cu mare drag și da, am o piscină. Bine, acum e cam strâns, bine strânsă. Și 7984 de vizionari noi. Deci, apropo de vizionari, vreau să vă mulțumesc pentru că la acest videoclip cu Among Us am spus o puțin pe poveste random. Deci, am inventat o poveste prog, dar vreau să vă spun că am atras 900 de vizionari, băi frate. Mai puțin și facem 1000 de vizionari și la 1000 de vizionari chiar înseamnă ceva pentru mine. Deci, hai să încercăm să ridicăm șacheta fiecare videoclip să avem acolo 15 like-uri, 60 de vizionări pe zi, hai să fie și noi așa măcar mai trainic, hai să ne construim o comunitate foarte faină. Și uitați aici ce mai zice, spectatorii au petrecut 6.535 de minute vizionându-și videoclipurile în 2020, deci chiar îmi pare rău pentru că chiar v-am pus atât de mult să vizionați videoclipurile, dar asta e, vizionându-mi videoclipurile chiar pricepe ce vreau să fac prin acest canal YouTube și chiar îmi place în 2020. 490 de minute de stream live, deci wow, câte minute am stat eu live, înseamnă vreo 3-4 ore, bine, n-am calculat exact, dar stai să zicem că m-aș fi gândit eu la cât timp ar fi însemnat. Hashtag rezumatul anului meu. Ai făcut față provocarea din 2020 și nu te-ai lăsat copleșit. Îți mulțumim că ne inspiri constant. Fă o captură de ecran și fost și hashtag rezumatul anului meu pentru a reprezenta fanilor. Ei bine, nu reprezint fanilor printr-o captură de ecran, ci reprezint printr-un videoclip. Și da, acesta este YouTube în sinea lui, adică YouTube oficial. Și uitați ce stil retro fain au băgat, adică 2020, deci au băgat un stil de la retro ca în anii 70, cu wave-uri, cu puncte, cu de toate nebunile, cu fulgi, deci chiar îmi place. Deci mă simt chiar acum ca un tataie când mi-amintesc de primele mele videoclipuri, deci chiar vă mulțumesc tuturor, vă respect. Lasă să ajungem acolo 240 de abonați ca să fac următorul meu videoclip special cu promovări gratuite. Și orice lucru pe care l-am avut de zis a fost pus, bine, unele lucruri le-am mai și uitat, adică hashtag respect și hashtag promovare gratuită ca să aveți parte și de respect și de promovare gratuită. Respect înseamnă să apăreți pe videoclip și promovare gratuită ca să aveți parte de promovare gratuită pe episod. Hasta e, vă mulțumesc tuturor, Octavianica de aici, vă sau din inimă în acest mare studio și vă aștept data viitoare. Poftă bună!